Varanul a lăsat de înțeles că ne-a părăsit, chiar dacă în aceste zile am scăpat de caniculă. O zicală veche spune că după ploaie și furtună mai vine și vreme bună, lucru certificat de meteorologi în prognoza pentru zilele următoare. Urmează perioade însorite și potrivite pentru petrecerea concediului, așa că dacă vreți să faceți plajă, trebuie să mai aveți încă grijă cu expunerea la soare dacă vreți să nu aveți neplăceri. În plus, se mai știe că în perioada verii crește numărul cazurilor de îmbolnăviri dermatologice. Sunt foarte multe afecțiuni care sunt produse de soare și de căldură sau sunt afecțiuni vechi care sunt agravate în perioada de vară de expunerea la soare, de căldură, de transpirație. În perioada estivală, la plajă, trebuie să ne protejăm folosind în primul rând un interval orar corespunzător pentru expunerea la soare și apoi câteva accesorii adecvate pentru protecția pielii. În speranța că vor mai prinde zile însorite, trebuie să le recomandăm să folosească în continuare creme de protecție, pentru că prognozele spun că va fi în continuare un soare destul de puternic. Ca urmare, persoanele, mai ales cu piele sensibilă, trebuie să folosească creme de protecție cu factor mare, 30-50, pentru a nu avea probleme cu pielea. Pentru că din rândul afecțiunilor dermatologice, cancerul de piele sperie din ce în ce mai mult, medicul Alina Chiosea ne descrie primele posibile cauze și manifestări care ar putea genera maladia. Persoanele cu alunițe trebuie să-și facă o evaluare periodică cu dermatoscopie pentru a vedea dacă există alunițe cu risc. Și în același timp trebuie clar să se ferească de expunere la soare în orele în care soarele are o putere maximă, deci între 11 și 4-5 după amiază. Apariția unei ulcerații, adică unei răni pe piele, care nu se vindecă la tratamentele obișnuite. Dacă au orice zgârietură, cum spun pacienții, sau mic traumatism, se vindecă spontan sau cu ajutor în 2-3 săptămâni maxim. Dacă a trecut mai mult timp și nu s-a vindecat, trebuie să se prezinte la medic.